Scopul proiectului lansat astăzi este de a îmbunătăți serviciile oferite persoanelor cu dizabilități. Astfel, cu ajutorul fondurilor atrase, se vor înființa două servicii sociale, o locuință protejată și un centru de zi. Este depus, așa cum am spus, în cadrul unei de finanțare furnizată de granturile norvegiene, prin intermediul sferei de STEU-ului. Noi am participat într-o competiție cu peste 100 de proiecte depuse la nivel național. Într-un final, la contractare am ajuns 6 dintre ele și am avut bucuria și le mulțumesc colegilor mei care lucrează în domeniu și care sunt profesioniști să împlinească, cred, al doilea sau al treilea punctaj din cele care au primit finanțare. În principal ne dorim ca, în cadrul serviciului pe care noi îl administrăm de pe raza Comunei Stâlpu, să construim pentru aceia dintre beneficiarii noștri care sunt eligibili, desigur, o locuință de tip protejat, care să respecte toate standardele și normele care ni se impun nouă serviciilor sociale și, în mod deosebit, în parteneriat cu Crucea Galbenă, să înființăm acolo un așa numit centru de zi, de fapt centru care să furnizeze terapii recuperatorii din toate domeniile, începând de la kinetoterapie psihologică, socială, medicală și de multe alte tipuri. Partener al DGASPC Buzău în cadrul proiectului este Fundația Crucea Alb-Galbenă. Am fost delegat astăzi, întâmplător să anunț, să vă spun că ne simțim onorați că am reușit să fim selectați ca parteneri în acest proiect. Sperăm să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, să realizăm obiectivele proiectului. Fundația Crucea Alb-Galbenă, România, filiala Buzău, este de exact. Se va explica în ușurarea următoarelor operațiuni, acțiuni. Instruirea personalului de specialitate și a familiilor persoanelor cu dizabilități cu privire la îngrijirea acestora, consiliere medicală, evaluarea nevoilor grupului țintă, și participă la elaborarea unui ghid de bune practici, care va cuprinde o secțiune dedicată îngrijirii la domiciliu a persoanelor cu dizabilități, precum și o listă a serviciilor medicale ce pot fi accesate la nivelul județului Buzău. Proiectul, prin obiectivele, activitățile și rezultatele sale, se încadrează în obiectivul general al apelului dezvoltare locală, scopul proiectului fiind creșterea accesului persoanelor adulte cu dizabilități la servicii integrate, furnizate în acord cu nevoile individuale, într-o zonă în care aceste servicii sunt inexistente în prezent. Eu zic că este un proiect generos, pentru niște oameni care chiar au nevoie. Cu asta putem să dovedim că în fața lui Dumnezeu și în general în societate, indiferent de ce probleme la oameni, suntem egali, măcar aici. Rezultatele pe termen mediu și lung privesc creșterea capacității specialiștilor, a comunității și a familiei de a răspunde nevoilor individuale ale persoanelor cu dizabilități și de a preveni instituționalizarea lor.